Premierea câștigătorilor concursului de matematică și informatică Caius Iacob, astăzi la Amfiteatrul Dimitrie Cameniță a Universității Aurel Vlaicu Arad. Ne face o plăcere deosebită să premiem astăzi cei mai buni elevi la matematică și informatică. A fost o surpriză foarte plăcută pentru noi ca după 2 ani de pandemie să avem 210 participanți. Din 5 județe, din 18 licee, s-au implicat 50 de cadre didactice în pregătirea lor. Concursul a fost inițiat în anul 2009. Astăzi suntem la cea de-a 12-a ediție și doresc să îi mulțumim, doamne rector, pentru tot sprijinul întregii Facultăți de Științe Exacte, care s-a implicat în buna desfășurare a concursului. Și dorim să vă anunțăm că începând de anul viitor, concursul se va adresa și claselor a 9-a și a 10-a, nu doar a 11-a și a 12-a. Și să sperăm că va fi tot la fel de bine primit și cu succes mare. Felicitări pentru Facultatea de Științe Exacte din cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad la cea de-a 12-a ediție a concursului Caius Iacob de Matematică Informatică. A fost un real succes după 2 ani de pandemie, când copiii nu au putut să iasă și să se desfășoare așa cum trebuie în sălile de curs, în sălile de examene. A fost un test pentru copiii din clasa 11 și a 12-a. Le dorim mult succes celor de clasa 12 la bacalaureat și așteptăm la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Mulțumesc! Și la 12-a ediție, concursul internațional Caius Iacob este o reală realizare și pentru orașul Arad și în special pentru partea reală, deci pentru matematică și informatică, partea reală a liceelor. Și având în vedere că pe piața muncii în România se cer tot mai mulți programatori și este un salariu destul de bine plătit, impactul acestui concurs se propagă până la nivel de facultate și după aceea masterat și doctorat.